În continuare, voi supune votului aprobarea moțiunii simple asupra activității domnului Anatol Șelaru, ministru al apărării, înregistrată cu numărul 63 din 26 februarie 2016. Cine este pentru adoptarea acesteia, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Rog frumos numărătorii să ne dea rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 20. Sectorul 2, 5. 0, sectorul 3. Cu 25 de voturi, moțiunea simplă asupra activității domnului Anatol Șeraru, ministru apărării, numărul 63 din 26 februarie 2016, nu a fost aprobată de plenul Parlamentului.